Fecioarele au o dispoziție în ton cu weekendul ce se apropie. Zâmbetul va fi nelipsit astăzi. Și pe Capricorni așteaptă o zi frumoasă în sânul familiei. Andreea este pregătită cu horoscopul de vineri. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine v-am găsit! Capricornii vor lăsa treburile profesionale deoparte și își vor concentra atenția pe familie. Se anunță o zi frumoasă. Vedem acum predicțiile. Nativii din zodia Berbec se vor bucura de o zi bună în plan social. Ideile lor vor fi apreciate de cei din jur și puse imediat în aplicare. Taurii vor încărca pe deplin bateriile. Astăzi vor face doar ceea ce le place și nu se vor implica în activități care nu vor fi pe gustul lor. Asta înseamnă că vor avea parte și de critici. Gemenii vor avea parte însă de întâmplări neprevăzute datorită formei în care se găsesc. Vor ști cum să le gestioneze, așa că nu au de ce să-și facă probleme. Dragii și buna dispoziție sunt sinonime. Nici un eveniment mai puțin plăcut nu va reuși să le strice starea de spirit. Ei vor avea o zi a incertitudinilor. Nesiguranțele din mediul profesional îi vor face să nu fie tocmai în apele lor. Fecioarele, în schimb, sunt zâmbitoare și emană pozitivism. Cu așa atitudine vor atrage numai lucruri benefice lor. Pentru nativii zodiei Balanță este o zi a deciziilor. Stau de minune la capitolul inspirației, așa că hotărârile lor vor fi dintre cele mai bune. Fără răbdare, scorpionii nu vor avea sorți de izbândă în ceea ce și-au propus. Activitățile vor fi unele dificile, așa că răbdarea ar trebui să fie accesorul obligatoriu. Săgetătorii își vor investi timpul în finalizarea unor lucrări personale. Vor fi surprinși să vadă că le-au ieșit toate ca la carte. Capricornii vor lăsa deoparte activitățile de natură profesională, se vor relaxa și vor pune familia pe primul loc. Vărsătorii sunt plini de energie și nu vor irosi, ci vor profita de aceasta pentru a pune la punct proiecte personale. Peștii se vor implica în situații delicate și vor avea inspirația de a dezlega misterele acestora. Se anunță o zi cu succese. Atât pentru acum, ne vedem mai târziu. Andreea, mulțumim, te așteptăm!